24 de școli din județ nu au primit anul acesta autorizație sanitară de funcționare. Nu au apă curentă și canalizare. În aceste unități cu probleme, cursurile se vor desfășura normal, numai că directorii trebuie să facă tot ce le stă în puteri pentru a obține autorizațiile. Sunt în jur de 24 la nivelul județului Sibiu. Clădiri. Nu obțin autorizații sanitare de funcționare dacă nu au canalizare și apă potabilă. Deci depinde și de comunitatea locală în acest sens. Chiar dacă au igienizări sau știu eu, spațiile sunt generoase, dar dacă nu îndeplinesc aceste condiții, ele nu pot să obțină. Inspectoratul școlar va primi în această toamnă 3 microbuze ce vor fi folosite pentru transportul elevilor din nordul județului. Și pe măsură ce le primim, vom asigura acest transport al elevilor, astfel ca spațiile respective care nu ar putea să obțină acele autorizații sanitare de funcționare să fie lăsate abandonate și elevii să-și desfășoare activitatea într-un confort ambiental normal și firesc. Și inspectorii de la Direcția de Sănătate Publică verifică în această perioadă dacă în școli există probleme care ar putea pune sănătatea copiilor în pericol.